Horoscop pentru luna iunie 2020. Putem spune în această lună că soarele se află în Gemeni până la data de 20 iunie la ora 21 43 de minute. La această oră, pe data de 20 iunie, va avea loc solstițiul de vară și soarele va trece în zodia Rac. Din uh, Gemeni, însă, unde se află în prezent, uh, soarele formează pe 1 iunie sextil cu Chiron, din Berbec, și este susținută armonia, empatia, înțelegere, îmbunătățirea percepției imaginii de sine, contactele benefice. Soarele se află în trigon cu Luna. Pe de altă parte, configurație care susține echilibrul general, calmul, încrederea în sine, satisfacția interioară, anularea din ambiție. Soarele se află în quadratură cu Marte între 1 și 14 iunie. Este susținută cu această quadratură cu Marte, robustețea, combativitatea, agitația, duritatea, autoritarismul, sfidarea și graba de a se asuma riscuri. În data de 5 iunie, soarele se află în opoziție cu luna, și această configurație astrală a opoziției soarelui cu luna va duce la dedublarea principiilor masculin și feminin. Va determina zbucium, sufletesc, dezechilibre comportamentale iluzii, nervozitate, probleme cu vederea, lipsa de popularitate. În data de 4 iunie, soarele se află în conjuncție cu Venus. Este susținută armonia, farmecul, bunătate, voluptate, idealizarea iubirii. Din 20 iunie însă, la ora 21 și 43 de minute, soarele trece în Zodiarac. La solstițiul de vară. Situația aceasta coincide cu faptul că avem și luna nouă, tot în rac, la 0 uh, grade și 21 de minute, când se formează practic eclipsa inelară de soare. Luna blochează lumina soarelui, este interpusă între soare și pământ. Acum este un început de ciclu nou solar, în care evenimente petrecute cu circa 18 ani și 11 zile în urmă pot conține anumite similarități cu ceea ce uh, vom trăi în această perioadă. Luna, pe de altă parte, un alt astru important, se află la începutul lui iunie în uh, trigon cu soarele și susține echilibrul general, calmul, încrederea în sine, satisfacție interioară, anularea din ambiție. În data de 5 iunie, însă, 2020, uh, când are loc luna plină, la ora 22 și 18 minute, la 15 grade însăgetător se formează opoziție cu soarele și este determinat zbucium sufletesc, dezechilibru comportamental, iluzii, nervozitate, probleme cu vederea, lipsa de popularitate. Luna aflându-se în umbra pământului se formează eclipsa de lună prin penumbră la ora 19 și 26 de minute la 15 grade și 42 de minute în săgetător. Ecoul acestei eclipse este de 3 luni, dar, pe de altă parte, adevăratul rezultat pentru această eclipsă se va vedea în 19 ani. Interpretări mai vechi leagă această eclipsă de moartea animalelor domestice. Putem profita de eclipsă pentru a face schimbări importante pentru a merge înainte. Deciziile majore pot fi luate la cel puțin o săptămână după producerea eclipsei ținând cont de casa sau domeniul în care se produce aceasta. Din 20 iunie însă se formează luna nouă, la ora 9 și 42 de minute, la 0 grade în rac. Atunci se formează și eclipsă de soare. Soarele este în conjuncție cu luna, este susținut Încăpățânarea, emotivitatea, lipsa de adaptabilitate și lipsa de vitalitate. Mercur, pe de altă parte, o altă planetă importantă în uh, analizele care se fac uh, din punct de vedere astral, se află în Rac. Uh, va retrograda în 11 în 18 iunie, Mercur este mers retrograd, susține să finalizăm, să evaluăm, să ne reorganizăm, să schimbăm principii, mentalități de gândire, de comunicare, anumite interese și chiar detalii din viața noastră. Mercur formează quadratur cu Luna și cu Chiron. Suntem pe tărâmul mentalului unde putem dori să regândim situații. Acest lucru poate fi un avantaj sau nu, dar putem observa aspectele pozitive, mai mult decât uh, care probabil în această perioadă uh, sunt, uh, devin uh, din ce în ce mai provocatoare pentru mintea noastră pot să apară totuși situații de nervozitate, indecizie, poate să ne putem confrunta cu viclenie, cu diverse alte situații, să fim mai hoinari, de pildă, în această perioadă, mai puțin mai instabili. O altă planetă importantă, Venus se află în mers retrograd în Gemeni până în 25 iunie. În 25 iunie, Venus revine la mersul direct. Venus în mers aparent retrograd în Gemeni începe să din 2 iunie formează o quadratură cu Marte din Pești până în data de 6 iunie. Acest aspect între 2 iunie și 6 iunie susține hipersensibilitate, tulburări sentimentale, dispoziții capricioase, sciziunea elanurilor de atentațiilor, totuși riscuri de intoxicare, dispute, certuri în parteneriate. Venus în mers aparent retrograd Vă susține totuși să regândiți toate valorile, să regândiți contracte, parteneriate, asocieri, iubiri, prietenii din trecut. În relațiile sociale sau în cele de iubire putem regândi totul. Cei care nu se mai încadrează în proiectele noastre relaționale sau ne fac rău sau ne țin pe loc sau nu oferă un viitor vieții noastre așa cum dorim noi, Acum este momentul să renunțăm la aceste uh, lucruri, la aceste asocieri, relații. Uh, o altă planetă importantă, Marte. Marte se află mers direct în pești până data de 28 iunie, uh, când va trece în zodia berbec. Uh, Marte este în cuadratură cu soarele între 1 și 14 iunie, așa cum am mai spus și susține robustețe, combativitate, agitație, duritate, autoritarism, sfidare, riscuri. Marte în cuadratură cu Venus se află între 1 și 6 iunie. Aspectul acesta uh, duce însă la hipersensibilitate, tulburări sentimentale, dispoziții capricioase, uh, sciziunea elanurilor tentante, Riscuri de intoxicare, dispute, certuri în parteneriate. Marte se află însă și în conjuncție cu Neptun, între 13 și 14 iunie. Această configurație a conjuncției cu Neptun ne face intuitivi, instinctivi, energia este concentrată spiritual, generozitate, raționament subtil, imaginea este. Imaginația este mai uh, dezvoltată, entuziasm, uh, scopuri uh, nebuloase pot să se nască în această perioadă. Marte, însă, este în sextil cu Pluto uh, și cu Saturn, între 18 și 22 iunie. Este susținută tenacitatea, rezistența fizică, curajul, perseverența. Ambiția, forța de caracter, cunoașterea spirituală. Marte se află în Berbec, după 29 iunie, practic în domiciliul său, unde apar manifestări energetice, individuale și solitare. Ne poate face să acționăm prin forțe proprii, conferă curaj, îndrăzneală, lipsă de prejudecăți. Jupiter se află în Capricorn. În mers retrograd. Uh, și în mers retrograd, așa cum știm, el formează sextil cu Marte și conjuncție cu Pluto din 23 iunie. Uh, Jupiter retrograd susține bunăvoința, dreptatea. În această perioadă putem să revedem anumite oportunități din trecut, să regândim anumite decizii, anumite planuri, anumite acțiuni, să vedem creșterea propriului univers interior, să ne regândim concepțiile, judecățile, să începem uh, proiecte noi, poate unele caritabile. Uh, în orice caz uh, puteți să vă uitați pentru mai multe informații pe materialul uh, de pe pus la dispoziție despre Jupiter retrograd pe acest canal. Uh, Saturn, pe de altă parte, se află în Vărsător. Saturn este tot în mers retrograd și în sextil cu Marte din 29 iunie. Saturn este planeta carmei, a disciplinei, a structurilor, a limitelor. Ea ne uh, încurajează să luptăm cu situațiile dificile, să luăm deciziile înțelepte, să facem ce trebuie să devenim responsabili putem să reexaminăm eforturile, să reverificăm uh, angajamente, să ne asigurăm că suntem pe calea cea bună. Uh, pentru mai multe informații aveți pe canal Saturn Retrograd. Uranus se află în Taur, de unde formează sextil cu Soarele la sfârșitul lunii. Uh, pe de altă parte, o altă planetă, Neptun. Neptun se află în pești, din 18 iunie. Intră în uh, practic în uh, uh, zodia sa de domiciliu, uh, din 28 iunie intră chiar în mers aparent uh, retrograd și urmează o perioadă în care ceața se ridică, se clarifică lucrurile acolo unde percepțiile noastre nu reflectau în mod corect adevărul. Și suntem aduși ușor-ușor în lumea reală. Pluton, pe de, al, pe de altă parte, este retrograd în Capricorn și formează o poziție cu luna din Rac, în data de 23 iunie. Aveți și aici un material cu Pluton retrograd, tot aici pe uh, canalul YouTube. Chiron, Chiron se află în Berbec, din Gemeni. Soarele formează pe 1 iunie sextil cu Chiron din Berbec. Și această configurație susține armonie, empatie și înțelegere. Pentru zodia Vărsător. Sunteți susținut de Soare în iubire, educație, distracție, publicitate. Dar nu și în relațiile cu copiii. În relațiile cu sexul opus aveți succes, reușită în speculații, sunteți atrași de distracție, de plăceri, creativitate, cheltuieli pentru fast și lux. Vă doriți aventuri romantice, iubiți copiii, vă preocupă sănătatea, la locul de muncă pot apărea probleme și dificultăți. Atenție la detalii, amănunte, lucrați bine în echipă. Mercur este retrograd în Rac și aduce din 19 iunie agitație în relații, în parteneriate, în chestiuni juridice legate de rivalii de la locul de muncă. Puteți descoperi secrete care privesc relațiile sau parteneriatele voastre și anumite aspecte din trecut sunt reînviate care aceste aspecte vă ajută să regăsiți acea situație care vă a, ar putea aduce echilibrul în viață. Trebuie să vă rezolvați problemele din relații, din parteneriate, să evitați semnarea unor contracte noi. După solstițiul de vară și eclipsa inelară de soare, când soarele va trece în Zodia Rac, va trece în Casa a 6 a sănătății și a locului de muncă. Când vor ieși la iveală probleme legate de sănătate, poate vitalitatea un pic mai slabă, trebuie să depuneți eforturi susținute la locul de muncă pentru a fi bine plătiți. Totuși, considerați că nu vă sunt apreciate corect munca și efortul depus. Pentru cei care sunteți patroni sau independenți, situația este benefică și puteți avea reușită în afaceri, cu... însă această reușită poate fi acompaniată de mici neînțelegeri cu subalternii. Sfatul este să vă goliți mintea de răutăți și să păstrați în minte numai gândurile pozitive.